Hello, dragilor! Mă bucur să ne vedem din nou. Ce facem astăzi? Păi ne reunim și vreau să vă povestesc un pic despre a 11.000-a clonă de Creed Aventus, pentru că n-am altceva mai bun de făcut decât să vă povestesc de încă o clonă de Creed Aventus. Wow, ce clonă! Atât pot să spun și vă spun de la capul locului că mi-a plăcut foarte mult încă de la primul contact. O clonă extrem de bună pentru gusturile mele. O să vă amintesc acum de câteva clone din acelea 11.000 de clone pe care anumite branduri le-au lansat. Le-am notat pe telefon că n-am cum să uit. Juventus, Adventus, Zeus, Perseus, Prometheus, Advent, Avant, Avalon, Avatar, Aviator, Navigator, Avantor, Aventur, Laventur, Atlantus, Atlantis. Și Cedenim, sau Cedenimus, cum îmi place mie să-i spun. Și astăzi avem o clonă care poartă alt nume și dacă vrei să știi despre ce este vorba, ce nume are, cum se comportă, ce face acest parfum, rămâi până la sfârșitul episodului. După cum spuneam, piața este plină și suprasaturată de 11.000 de clone de Aventus, unele mai bune, altele mai puțin bune, unele mai, nu știu, strălucitoare, altele mai proaste, ăsta e adevărul. Astăzi vă prezint o clonă de Aventus care nu poartă numele care ar putea semăna cu Aventus, nu poartă un nume care te-ar putea duce sau o sticlă care te-ar putea duce la Aventus. Sticla este cu totul și totul altceva, este pe filmul ei, vine de la Aurora Sands și se numește simplu Lord. Sau dacă vrei să-i spui, poți să-i spui Lord Aventus că nu se supără nimeni. O sticlă foarte faină care te duce cu gândul la un parfum arăbesc, un parfum arăbesc aproape pur sânge, cu un capac aproape pur sânge și ăsta, care te duce cu gândul la Boadicea de Victorious și la multe alte branduri care folosesc această tipologie de capace sau de design sau nu știu ce. Un atomizor, da, ok. Și un miros foarte fain care te întâmpină încă din prima clipă. Ce îmi place la parfumul ăsta? Băi, simplu. Foarte simplu. Cel mai simplu. Îmi place că nu merge mirosul în direcția de domestos, de soluții de curățat, Buda, chiuveta, baia, obiectele sanitare și așa mai departe. Nu este acru, nu este astringent, nu este înțepător pentru nas. Este foarte plăcut, dar în același timp este și mai întunecat decât alte clone de Aventus. Ăsta e adevărul. Și warning, nu vreau să menționez de la capul locului că ăsta este cel mai bun, imaculat, impecabil, cea mai reușită clonă de Aventus. Absolut deloc nu. Există altele mai bune, există altele mai rotunde, mai cremoase. Dau aici un singur exemplu. Sau mai multe. În primul rând, v-am mai povestit despre Nord Stag Sept. Nord Stag Sept este o clonă de Creed Aventus cu o altă pornire, cu lubeniță și cu pepene galben, foarte fain, foarte zemus, foarte suculent. Ar mai fi Al Haramain Laventure, care e foarte fain, și Avnan Supremacy Silver parcă. Am interacționat cu ele, nu le am, nu le dețin. Mie Armaf Cedenim nu-mi place absolut deloc, tocmai din cauza asta că miroase a soluții de curățată, vasul WC și alte chestii din baie. Nu este pe gustul meu, asta nu înseamnă că vreau să vă influențez să nu le purtați. Purtați absolut ce vă place, ce vă aduce o stare de bine. Mie ăsta îmi place, că nu mă duce în zona aceea acră, astringentă sau, nu știu, a obiectelor de curățat sau a soluțiilor de curățat baia. Este un parfum foarte fain, un parfum care se vrea a fi ierbos. Vă spun sincer că are ceva ierbos în el care efectiv îți dă dependență. Este genul de parfum de tip boscheț într-o sticlă, tufă într-o sticlă și asta îmi place foarte mult. Este și întunecat, dar merge clar în direcția vintage, old school, fujer, barbershop sau cum vreți voi să-i spuneți. Clasicul ananas este foarte în spate, nu mă deranjează, poate putea fi un pic mai în față. Again, nu mă deranja pentru că mi-mi place foarte mult ananasul, nu este deranjant absolut deloc în parfumerie, dar aici, pe lângă mesteacăn, paciuli, coacăze negre, mai întâlnim niște note foarte faine, cum ar fi salvie, lavandă, mușcată și, bineînțeles, mosc și ambergris. Mirosul final,
este unul afumat, pentru că toată compoziția asta este pe un pat afumat și nu zic că este 100% Aventus sau așa mai departe, probabil în parte 90% din ADN-ul e Aventus și ceilalți 10%, cei de la Aurora au preferat să se joace puțin cu un twist, cu o abordare diferită, cu un ADN original. Are ceva murdar în el, trebuie să recunosc, dar are și ceva întunecat, ceva afumat acolo, probabil din combinația de notele de fum plus paciuli. Băi, dar îmi place. Deci, pe bune că eu nu sunt mare fan sau fan declarat Aventus. Mai degrabă îmi place Royal Oud de la Creed sau îmi place Silver Mountain Water, care este mult mai fain, mult mai suculent, mai luminos, mai nu știu cum. Băi, dar ăsta mi-a picat foarte bine. Prima dată l-am avut la decant și am zis, băi, vreau o sticlă de 100 ml pentru că e prea fain. Este un miros care atrage complimente, după cum știți, după cum ați bănuit, pentru că asta face ADN-ul Aventus, este un miros care se apropie de zona generică. E un parfum care nu este monstruos, nu are o longevitate masivă, longevitate până mâine sau așa mai departe. Este un parfum cu o performanță ok, decentă, satisfăcătoare, 6-7 ore de longevitate, proiecție bună în prima oră, siaj again bun în prima oră, după care toate astea se domulesc, dar per total, pentru experiență de ieșire, de, știu eu, mers la un teatru, un film sau pur și simplu să-ți petrești timpul liber, parfumul ăsta este ok, este un parfum versatil, este un parfum all season, este un parfum pe care îl vor agrea toți cei din jur, pentru că nu este supărător, nu este deranjant, nu este genul de parfum polarizant, este genul de parfum așezat la locul lui, frumos. Are tenta aromatică, pentru că în fond și la urma urmei ăsta are și un miros aromatic, cel puțin așa îl percep eu, dar este mai întunecat, ceva mai afumat, ceva mai lemnos, cu tenta aia de tufe, de boschet. Deci dacă vrei să faci, nu știu, bungee jumping sau pogo boscheții și vrei să miroși a boscheți și n-ai boscheți în prejurul tău, poți să apelezi la parfumul ăsta și vei mirosi a boscheți. Aia e, este un parfum foarte fain, de la Aurora. Aurora este un brand care mi-a intrat la suflet, după cum știți, nu se joacă cu focul, se joacă cu apa în parfumuri. Dar asta este altă poveste și tot ce pot să vă spun că acest parfum îl voi purta atunci când am chef și vreau să fiu diferit, să am alte parfumuri, alte clone de Aventus. Eu pe Aventus nu dau banii, dar nici pe Armaf Club de New Intense Man nu o să dau banii, pentru că mie îmi place să fiu așa mai ciudat, mai diferit, ceea ce au toți, eu mă cam feresc. Îmi place să am ce nu are nimeni și dacă vă pot ajuta să-l aveți și voi, adică să vă expun faptul că există și așa ceva, nu m-aș supăra. Toată lumea și tot YouTube-ul vorbește despre Armaf Cedenim încă după nu știu câți ani de la lansare. Nu e treaba mea, dar vă spun atât. Nu e cea mai bună clonă de Aventus, la fel cum nici Aurora Lord nu este cea mai bună clonă de Aventus. Cu toate astea are acel ceva care funcționează pe mine și din punctul meu de vedere acel ceva ăla îl face un parfum excelent pentru gusturile mele. Cam asta este, un parfum versatil, un parfum pe gustul meu, un parfum cu care nu vei da greș, complimente cu nemiluită, dacă te interesează acest aspect, miros again, foarte fain, foarte plăcut, masculin, dar din punctul meu de vedere, v-am zis, parfumeria n-are sex, de ce nu, de ce să nu poarte și o femeie dacă îl place? Și îmi place voi sticla asta, îmi place abordarea asta, îmi place că n-a avut sufixul US sau alte, nu știu, alte denumiri din astea care se ducă cu gândul la Aventus sau sticlă care se ducă cu gândul la Aventus, să zici așa din poză de pe internet, ai sigur e clon Aventus. Ăsta se lasă fi descoperit, îl descoperi probabil după note, pentru că are și alte note listate față de Creed Aventus. Cam asta e, ce părere ai despre acest parfum, dacă cumva l-ai testat, dacă cumva ai aflat de el din întâmplare, chiar ești curios și până data viitoare când vom vorbi despre alte parfumuri, sper eu, la fel de interesante. Ciao!